Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, cine v-a spus despre casele din ansamblurile Good Residence? Cum ați aflat, practic, despre ele? Eram în căutarea unei case și, practic, am aflat prin căutări destul de lungi pe internet. Până la urmă le-am văzut pe internet și ne-am hotărât să mergem să vedem. Și pot să vă spun că întâi am văzut partea de faza întâi a ansamblului, Good Afternoon, și ne-a plăcut foarte mult. După care ne-am hotărât în final, mă rog, la o casă mai accesibilă pentru noi, respectiv cea de tip Orion. Deci în final, practic, prin intermediul internetului am aflat. Ce vă place cel mai mult la casă și la complexurile Good Residence? Ce v-a atras, practic, atenția? Cel mai mult la modelul ăsta Orion mi-a plăcut faptul că are etaj. Mi-am dorit întotdeauna o casă cu un etaj, cu o scară interioară foarte, foarte elegantă. Spațiul este destul de generos, având în vedere și prețul final. Și nu în ultimul rând, faptul că există o curte atât în față cât și în spate, repet, bine dimensionată în raport cu prețul. Am înțeles. Și cum a fost colaborarea cu echipa din Good Residence? Ok, dacă să împărțim lucrurile în două aspecte, pe partea de marketing vânzări cu Robert Sârbu am lucrat foarte bine. Este un bun cum să-i spun eu, bine pregătit în domeniul lui. Ne-a convins până la urmă, a fost foarte amabil, ne-a arătat mai multe variante, inclusiv în faza 1 și în faza 2 a complexului. Cred că din rațiuni de feedback aș vrea să spun că au fost și anumite neconformități, le-aș numi eu, legate de partea de finisare a casei. Aș spune că au fost mici probleme referitoare sau legate de comunicare cu project managerul, să-i spun tehnic, legat de partea de finisare, dar până la urmă au fost rezolvate, mici probleme de organizare și iarăși un aspect care ar trebui totuși revizuit, ar fi o anumită legătură financiară. Sunt anumite cheltuieli pentru care nu de la început nu ți se dau, mă rog, documentele care să ateste plata. Mă refer de pildă la faptul că plătești prin intermediul dezvoltatorului gazele la început, eu știu, ișcirizarea centrală și așa mai departe, și mie mi se pare normal ca pentru toate acestea să primești o chitanță. De asemenea, deși casa a fost făcută bine până la urmă și în termenul, asta țin să precizez ca aspect pozitiv, în termenul contractat, nu am fost înștiințați că ea a fost gata. Astfel că, trecând noi pe acolo, din când în când, am aflat practic după două săptămâni că teoretic ne-am putea muta. În rest, lucrurile au decurs până la urmă normal și cred că toate astea le-am surmontat și având în vedere și plăcerea de a avea o casă nouă. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Cu plăcere.